să cântăm. Hai să cântăm. Hai să ne distrăm, să ne jucăm. Vesela rău zi, vesela rău zi, hazuiem toi, deci haideți cu noi. Țup, țup și mierlă, Moș Martin și Stejar, rău zi e veselă iar. Rău zi și prietenii ei. O surpriză de surpriză. A fost un mic dejun delicios și acum avem toată ziua pentru joacă. Să ne costumăm pentru început, vino! Astăzi nu pot. De ce nu? Trebuie să împrumut o carte de la Holly. Oh, bine! Vin și eu cu tine atunci. Regret, dar trebuie să mă duc singur, pa! Singur? Dar de ce? Oh, Țup, Țup! Ai plecat fără ca Rosie să intre la bănuieli? Da, totul decurge conform planului. Bine, în sfârșit a sosit ziua prieteniei. Putem să-i arătăm lui Rosie cât de mult înseamnă ea pentru noi. Eu vreau să-i mulțumesc pentru că m-a ajutat să-mi sap grădina ca să plantez morcovii. Eu vreau să-i mulțumesc că m-a ajutat să-mi pictez aeroplanul. Rosie m-a ajutat să fac brățara asta. Oh, iar mie mi-a dat pietricelele astea să-mi împodobesc cuibul. Oh! Eu vreau să-i mulțumesc că mă vizitează zilnic. Și eu că se joacă mereu cu mine. Deci, vrem să dăm o petrecere surpriză în cinstea lui Rosie. Bine, prieteni, alinierea. Să știți că petrecerea asta implică o bună organizare. Eu sunt pasărea ideală pentru treaba asta. Holly, e rândul tău să faci tortul și insignele prieteniei. Da, Mierla. Will, treaba ta e să faci afișul de ziua prieteniei. Da, Mierla. Țup, țup, tu o să culegi fructe, iar treaba ta, Moș Martin, e să umfli baloanele. Da, Mierla. Iar eu lucrez la poezia prieteniei. Bine, prieteni, la muncă! Mierla, tu nu ai nimic de făcut. Am cea mai importantă treabă. O să o țin ocupată pe Rosie ca să nu afle despre surpriză. Oh, desigur. Și acum să ne apucăm de lucru. Țup, țup? Ciudat. A zis că o să împrumute o carte de la Holly. Țup, țup! Unde s-a dus? Rosie, am ceva foarte important să-ți arăt. Haide! Bun, cum merge treaba? Bine? Bine! Excelent! Pot să vă spun că m-am descurcat de minune să o țin ocupată pe Rosie. Chiar sunt minunată la genul ăsta de treabă. Mierlă, dacă tu ești aici povestindu-ne ce treabă bună ai făcut, atunci unde-i Rosie? Alo? De ce-i ușa încuiată? E Rosie! Nu se poate să vadă astea, o să strice surpriza. Aici erai. Ce se petrece acolo? N-am timp de asta. Mai e ceva foarte important pe care vreau să ți-l arăt. Vino! Era cât pe ce. Vezi cum apa se ridică, apoi coboară, apoi se ridică, apoi coboară. E o fântână frumoasă, dar o văd în fiecare zi. Apoi sus, apoi jos. Mierlă, vrei să ne jucăm de avați ascunselea? Oh, da! E jocul meu preferat!
ascunde-te! E un număr până la 20. O, nu, până la 30. 1, 2, 3, 4. Wow! Oh, scuze, e întreg? Da, e întreg. Stop! Oh! Salut, Rosie! Unde vă duceți? La plimbare. Și ce aveți acolo? Nimic. Oh, pot să mă uit atunci? Oh, te-am găsit! Oh, nu te prea pricep să te ascunzi, nu? Să te ascunzi? Parcă tu trebuia... Ne jucăm puțin de a face ascunselea. Hai, Rosie, mai e ceva foarte important ce trebuie să îți arăt. Pa, Rosie! Da, categoric o pasăre verde aurie foarte colorată a trecut pe aici. Dacă o vom aștepta în mare liniște mai mult timp, poate că o să o vedem. Serios? Oh, da! Pasărea verde puțin colorată e foarte timidă. Parcă spuneai că e o pasăre verde frumos colorată. Da, alea sunt și mai timide, de la pete. Ce fac Țup-Țup și Will acolo? Oh, nu! Pasărea și-a luat zborul! Nu-i nimic, vino! Mai e ceva foarte important de făcut. Și ești sigură că ți-ai scăpat pietricica lucioasă aici? Da! Moș Martin, Holly! De ce se poartă toată lumea atât de ciudat astăzi? O să aflu ce se petrece. Nu! Nu! Poate am pierdut-o undeva mai departe. Oh, poți să te uiți acolo, te rog? Rosie, am impresia că te frământă ceva. Toată lumea se poartă ciudat azi și vreau să știu de ce. Pare să fie un mister, dar ține minte, e mai bine să lași nedeslușite unele mistere. Dar vreau să știu! Mierlă, aici! Ce e? Mi-ai găsit pietricica? Nu, dar am găsit ceva strălucitor și lucios. Oh, ce anume? Era... pe aici, pe undeva. Caută mai departe. Oh, unde ești, lucru strălucitor? Hai la mierlă. Oh, n-are rost. Rosie, nu pot. Rosie? Aha, v-am prins. Rosie, ce faceți? Ce-i cu toate astea? Dați o petrecere fără mine? Nu! Organizam o petrecere surpriză pentru tine, de ziua prieteniei. Fiindcă ești o prietenă specială pentru noi toți. Dar acum nu mai e o surpriză. Oh, scuze, prieteni! Rosie, a spus că e ceva... Am stricat surpriza. Îmi pare rău, prieteni. Ce-i de făcut acum? Cum să dăm o petrecere surpriză când nu mai e o surpriză? O surpriză este ceva la care nu te aștepți. Orice? Nu o să mai dăm petrecerea. Strângem lucrurile acum, Rosie. Îmi pare tare rău. Nu contează. O să mai fie și alte surprize. Ah, Rosie, am nevoie de ajutor. Am mai scăpat o piatră sclipitoare și nu o găsesc. Pe bune? Cred că trebuie să fie pe aici, pe undeva. Mierlă, uite, am găsit-o! Surpriză! O zi a prieteniei fericită! Wow! Nu am anulat petrecerea. Te-am făcut doar să crezi asta. Oh, ce surpriză plăcută! Mulțumesc, prieteni! Nu, noi îți mulțumim rău. Și acum, poezia mea despre prietenie. Mă scarpini,
când scoarța mă mănâncă. Ești înțeleaptă, bună, tare ca o stâncă. Rosie, când sub crengile mele ești, fiecare zi e o surpriză lungă. Țup, țup, știi unde sunt biscuiții? Sevi spune că o surpriză e orice la care nu te aștepți. Deci am o surpriză pentru tine, Rosie. Oh, ce surpriză! Eu l-am mâncat pe ultimul, scuze. Oh, și eu am o surpriză. A mai rămas din tort. Îmi dai și mie? Așteaptă și vei vedea. E surpriză. Lasă-ne un comentariu cu ce ți-a plăcut în acest episod. Să la Rosie, hazuie-ntoi, deci haideți cu noi.